Luptătoarele de la categoriile copii și cadete de la liceul cu program sportiv și clubul atletic, toate pregătite de antrenorul Dumitru Artene, au obținut 6 medalii la concursul național de lupte pe nisip de la Mangalia, competiție încheiată miercuri 22 august. În perioada 20-26 august 2012 am avut la Mangalia cu cele două secții de lupte de la liceul cu program sportiv și clubul atletic, lupte pe plajă, pe nisip, unde am participat atât la categoria copii și cadeți. Juniori nu am avut în acest an, fetele de la juniori au trecut la seniori. Mă refer în primul rând că am rezolvat două probleme. Am rezolvat problema cantonamentului de la clubul atletic, care trebuia să fie în luna iulie, și am participat aici și la competiția de lupte pe nisip, unde s-au obținut rezultate destul de bune. La categoria copii, Caia Magdalena a obținut locul 2, Dorcu Veronica locul 2 la categoria mică și Bușă Andreea tot la categoria mică locul 3. Iar la cadete, Țocu Elena a devenit campioană la categoria mijlocie și Caia Magdalena a devenit campioană la categoria mică. De asemenea și Condura Tancuț a obținut locul 3 la categoria mică. Acestea sunt rezultatele obținute de cele două secții de lupte. Sunteți mulțumit de rezultatele obținute? Suntem mulțumiți fiindcă concurența a fost destul de mare și puteam să venim cu mai puține medale. Luptătoarele s-au întors la Roman în acest weekend.